Stai puțin că vine. Până atunci vreau să vă întreb ce faceți. Bine. Ia, Ona, râs cu toți dinții. Râs cu toți dinții, drag. Râs, dragă, cu dinți. Nu. Ce ți s-a întâmplat? M-am speriat. Ce ți s-a întâmplat? Foarte puțin. Ne-am sărutat și ne-am spart dinții. V-ați spart dinții? Adevărul că la ce dantură are Laur... Doamne ferește, știi? Așa. Da, așa s-a întâmplat cu șoc, adică dinte pe dinte, știi? Da, așa nu, puțin. Dinte contra dinte. Bun, și-a spart, ciubit puțin un dințișor, Oana, și ca să nu o zgârie, l-a vorbit și l-a pilit cu pila de unghii? Cu pila de unghii? Cu pila de unghii ți-ai ciubit, ți-ai lăsat? Erau... Știți, pe stil... Da, mă, tot... nu mă refeream la ce, pare altceva, nu, e cu pila. Tot n-aveam eu dinții drept și... E cu pila! Nu, vedeți-vă, nu mi-aș permite să fac astfel. Oricum, eu râdeam de el că și-a spart el dintele și până la urmă când m-am uitat era al meu. Deci tu ai avut impresia că și-a spart el. Da, păi el era panicat tot cu oglinda, nu știu cum. Dar cum să-ți pilești dintele cu pila de unghii? Dar cum să... Nu, foarte puțin. Și s-a ridicat. Și la cum? Adică foarte... cam ce senzație și cum se aude? Da, nu era foarte că puțin era, era ca să moale mai zgârie pila așa. Aceea. Atât. Moale pila. Da. Dar dintele era... nu era moale. Nu, de acum se mai vine. Am motiv să-i mint drept. Faci aluzie la... Nu, dar eu sunt conștientă de defectele mele. Nu am încercat niciodată să mi le ascund. Nu... sunt complexată, adică dacă ar fi drept, s-aș fi fericită, dar dacă nu sunt... Da, dar până la urmă, micile defecte sau micile imperfecțiuni ne fac mai simpatici, că fiecare are amprenta lui. Dacă am fi toți niște păpuși de plastic așa, ce ar mai fi de capul nostru? Până la urmă, fiecare avem ceva al nostru. Și un dinte încălecat poate să zică ceva despre un om și să fie foarte simpatic când acesta vorbește. Sau de viață de sept, iată, care mie îmi dă atâta... De viață de sept operată și nereușit operată, deci mai rău decât era. Până la urmă, ce să-i faci? Nu toate trebuie să apelăm acum la rinoplastii, la alte chestii. Cum ne-a dat Dumnezeu, mergem înainte. Ce să facem?